Salutare chat, bine v-am regăsit la un nou episod filmat la ora 5 dimineața tora asta. Foarte, da, hai să nu discutăm despre. Și am rămas să ne uităm la replay-ul lui Creon cu Nuke. Tora asta era cu Nuke. Mamă, ce hartă că plâng, numai că nu o văd. Bro, cum să joci pe harta asta? Nu-i ca și cum a avut el de ales, dați-mi prins vreo idee. Ok, un replay de 10 minute. Așa că, ne agităm. Hopa, 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 mă, ho, ho, nebunule, găjin. Găjin? Îmi zice connecting. Mie sau lui Creon? Bă, boală. MBT 70. Ok. Oh. Să vedem. Ce și cum se întâmplă. Frumos ăla cu veteran acolo jos, în spate. Nu-mi place harta asta, dacă mă întrebați pe mine. Pentru event, a fost ok. Dar așa, pentru meciuri normale, nu-mi place de nicio culoare. E oribilă. Bun. Lăsăm markerul pornit. Să vedem inamicii. Dar să știți că meciul e pe realistic. Ok? Bun. Văd că merg în ce. Aliații pușează ca ultimii cretini. A fost aici cannon panzerul, adică același tank pe care l-are el în varianta germană. Deci nu cred că o zis. Aoleo, deci nu cred chat că o zis no pen la chestia aia. Deci nu cred că o zis no pen. Hage. Nu știu, șasiu trebuia, hai de nou. Mijloc, pipotă, inimă. O, crăpat. Hai la numai asistul, Creioane. Bro, deci nu pot să cred că... Bă, cât pen are asta? Trebuie să mă uit, că nu-mi arată. Bro... Ce-s cu proiectilele astea? Urez proiectilele vai morților. Ori... Foarte... Ultra mega unlucky a fost Creon dura asta. Ce să zic, chat? Ce să zic? Ia vezi, bine pe ZTZ. Loru. Au pus și ala cu ZTZ, au crezut că face el mari ravagii pe aici. N-au făcut pe naiba, n-au făcut nimic. Un incapabil chat ca mine. Nu. Sau poate da. Nu știu. Un ruica după perete pe care n-are cum să-l vadă. Ce clean se vede când dai așa. Știa omul meu ceva, gata. L-am urât. Aliatul. Bun. Un chopper se apropie, aparent. Sigur că Creon n-avea de să vadă. Light-ul a murit. Ale-i, rupe-l, 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 Creone. Hai, al tău. Hai, Creone, al tău-i. Ale-i. Bă, dar ce proiectilul lui pește au ăștia pe MBT-70? Bro, ce naibă? Ioane, ce naibă, mă? Ha, ce-i cu proiectilul ăla? Bă, bune. Doamne, ferească sfânt. Da, ce să zic? Ia să vedem. Întoarce în ce? Își ia muniție. Alea. Până acum câte puncte are Creiona nostru? Subțire, bă, băiatule, subțire. Trebuie să vedem acum randament. Hai să nu ne dezamăgi că nu filmez eu aici replay-ul ăsta pe degeaba. Vreau să zic, mamă, frumos. O, frumos.
Am să zic că nu-l filmez pe stomacul gol. Și am că mi-am să aminte de stomacul gol. Mi-e foame, ceat. Să mănânc un... Ar trebui să-l țin aici ca să se vadă, așa e? Să bag un biscuite. Bine, poate nu acum. Bine, poate... Hai că aștept până e gata replay-ul să nu ziceți că sunt neserios. Mă, lovit și răceala, îs vai morții mei, așa o țără puțin mai mult. Dar, cât să fă? Aia e. Suportăm, filmăm. Păi nu muri și leopardul ăla acolo. Mă, chiar, surprinzător, Crian nu a murit până acum. Deci, zero death. Deaths, mă rog. Ăla clar ăla era inamicul. Bro, stai ce? Ah, ok, a pus Israel și URSS în aceeași echipă. Genial. Genial, Gaijin. Bun, ama, atenția se mută pe punctul A, care e singurul rămas sub ocupație inamică. VM-ul ăla nu... Nu știu ce vrei. Mamă, bă, cum? Ha? Stai, ce? Chat? La... L-a luat la pixel, bro. Voi vedeți acolo? E tras în... La pixel, efectiv. Era în ceva gen, ce trage? Când nimerește nimic, dar aparent... L-a luat pomul meu la pixel, bro. Mamă. Hax, clar. Așa. Patru tancuri în avion. Ăla a murit. Dronă. Să curgă spam-ul, știți ce zic? Deci patru tancuri, un avion și un punct capturat. Ia să vedem. Death Star. Ok. Arată fain. Realist vorbind, chiar arată făinuț. Porcăria asta de MBT. Deci fain se vede așa fără cud. Ia mă, ce știe poziția. Ce știe Crion poziția, n-aveți voi treabă. ZTZ-ul. Hai, hai. Dă-i. Bră. I-a dat la șenila. Și? Stepan Pantera. A luat asist. Săracu. A luat 3 asisturi. Hai, kill-ul tău. Ăla-i. Era replay-ul. Arată strâmb și zice că se duce pre-kill undeva, când de fapt se duce altundeva. Ia, arată făinuț, n-aveți ce zice. S-au gândit, ei atunci fac tank. Comun. Hai că ori făcut dacă e. Deci banii am precopsit cu Leopard și Abrams. Nu? Am așa ceva. De ce apăsam pe 2 și 3 crezând că e viteză chat? Nu, no, că-s prăjit la ora asta, e clar. Pes IQ 200. Radical. Ia vezi. 6, 3, 1, 2800 și ar trebui să aibă puncte de nuke. Hai, Crione. Unde sunt punctele de nuke? Hai cu nuke-ul ăla. Turbat. Și dacă ia nuke, nu mai apucă să-l dea. Bro. Te rupe ăla. Ei, nu l-o rup. Ia, 7 kill-uri. Un canon în pauză.
care au crăpat și el. Și mai un minut. Un minut în care... Ia să dăm 3500, 8 kill-uri, frumos, un punct. Ia, dă J. Sau nu dă cu J. Nu cred că dă cu J. Bro, ce căută un ozelot acolo în colțul hărții? Bro, pe bune că s-a dus unul acolo în colțul hărții. Am colioceat, nu pot să cred. Adică pot să cred. Ai ce freză de copil aveam. Cu bretonul ăla turnat. Nu da J, Crioane, nu da J. Vă dați seama ce a fost în sufletul lui când am văzut că are punctele de nuke. Și totuși... Nu, care timp? Clar l-ai nimerit cu proiectilul ăla mare. Mamă, ce vine racheta aia spre el. Ia vezi, mă. Ia vezi, mă. Nașpa, Crioane, îmi pare rău pentru tine. 8 kill-uri. Un punct capturat. 3 asisturi. Vreo 10 minute și ceva, 11. Și n-am avut nuc. Hai, soartă. Țapă, băieți, și tura asta. Da, lăsați că... Pregătim noi un meci cu nuc, poate pe viitor. Nu promit nimic. Ciao, ciao.